Astăzi se împlinesc 20 de ani de la plecarea la cele veșnice a marelui actor de teatru și film Vasile Tăbârțe. Timp de 28 de ani a jucat pe scena Naționalului din Bălți, iar pe micile ecrane a devenit celebru grație rolului bătrânului în Tunul de lemn din 1986. Nu se mai schimbă nimic pe lumea asta. Înainte, turcul vine și ne lua cai și femei, amaiște. Oare când o să fie pași și înțelegere pământul ăsta nostru? Vasile Tăbârțe s-a născut la 1 ianuarie 1949 în satul Zăicani, raionul Râșcani. Anul acesta ar fi împlinit 75 de ani. Prietenii își amintesc cu lacrimi în ochi despre aventurile din tinerețe în care Vasca, așa cum îl numeau ei, avea un rol aparte. A fost un moștenitor a satului Zăicani. Îmi pare rău de un lucru că nu l-am adus Vasile să-l mormântăm în satul Zăicani. Nu se duce nimeni la dânsul la mormânt, cred că. Și el veșine știe pe unde, nu știe nimeni de dânsa. Casa actorului rămâne încuiată și nici nu există vreo inițiativă pentru a o transforma într-un muzeu. Șede așa casa, cum a fost așa șede. Nu mai face nimeni, nică, nu mai ieșcă nimeni, nică. Nu a mai făcut nimeni, nimic. El iubea, stă la izvor, se bea apă și se curăță izvoarele primăvară, era a lui. Era un băiat care cum îi plășea satul, hulughii, păstările, tăti. Sătenii spun că nu era veselie mai mare decât atunci când Vasile Tăbârțe revenea acasă, iar replicile din filmul Văleu, Văleu, nu turna au devenit memorabile. Ia drag de babă. Ce-i, Vasilic? Frige la stomacă. Foarte mă înțeleg, Vasilic. Vrăjmaș te mai înțeleg. Domnul Tăbârță a fost un om tare cu suflet mare. Când vine la noi, ne întâlnim, era și un bărbat meu, Dumnezeu să-l ierte, că nu-i în ziua de azi, dar răsuna o gradă. El tare era comic, el tare era vesel. Și aș fi de dorit că aici, pe locul unde trebuie să fie un muzeu. Acum, în satul Zăicani, doar Casa de Cultură păstrează amintirea despre creația și activitatea actorului. Avem că pozele din arhiva lui și cărți, lucruri personale, cu permisiunea familiei. Am adus lucrurile dumnealui aici. Vasile Tăbârță a făcut parte din generația de aur a teatrului din Bălți, unde a jucat peste 50 de roluri. Era un actor foarte harismatic, foarte atrăgător, citit, inteligent. Scria singur epigrame, scenarii. Noi, majoritatea actorilor tineri, îl invidiam pe dinsul într-un fel. El era ocupat în toate spectacolele și vroim și noi așa să ajungem ca dinsul. Pe lângă toate calitățile, Vasile Tăbârță avea și un viciu, fumatul. Anume, această meteahnă i-a grăbit decesul. Actorul obișnuia să fumeze pachete întregi de țigări pe zi. Fumătorului Vasile Tăbârță. Moare lumea și așa, mor copiii fără vină, însă eu pe moartea mea o plătesc cu nicotină. Pe 10 februarie 2004, când Vasile Tăbârță a plecat într-o lume mai bună, autoritățile comuniste nu au declarat zi de doliu în Moldova, deși era cazul. Dumnezeu să-l ierte! Eterna amintirii genialului actor, prieten și coleg Vasile Tăbârță.